La 6 luni de la plecarea de la Antena 1, Mihai Bendeac a oferit un interviu amplu în exclusivitate pentru cancan.ro. Actorul ne-a povestit cum a pierdut toți banii la jocurile de noroc și că este pe punctul de a se însura cu o femeie foarte bogată, dar urâtă. Nu în viața reală, ci în propriul film pe care se pregătește să-l lanseze în curând. În viața reală însă, Mihai spune că este genul de bărbat care știe să-și ducă traiul cu foarte puțini bani. Treaba se schimbă dacă la mijloc intervine o iubită, desigur. Cum ar trebui să fie femeia care să-i pună năravul în cui? Să aibă același spirit de sacrificiu ca al mamei sale? Desigur, l-am întrebat pe actor și de când îl vom vedea la ProTV, însă am primit un răspuns tipic lui. A început să chicotească și ne-a închis telefonul în nas, spunându-ne că nu mai poate vorbi.